make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din Manager la Steaua București. După cum vedeți am rămas în sferturile Europa League și suntem împotriva unei echipe, din Anglia și anume Arsenal Londra. Am simulat cele două meciuri cu Rapid în semifinalele Cupei României, am câștigat cu 3-0 returul și cu Oțelul 2-1 în deplasare, o deplasare la Oțelul care în care am reușit să batem. Ne vedem dacă avem și noi pe cineva în topul golgheterilor din Europa League, nu avem pe nimeni din păcate. Suntem în sferturi, cum spuneam, împotriva celor de la Arsenal, să sperăm că ne vom califica și împotriva acestei echipe foarte bune. Și începe meciul împotriva celor de la Arsenal pe Fly Emirates, este acum Nicușor Stanciu, își face din nou mingea pe șut cu latul, dar nu a trimis de această dată pe poartă. Adipopa pentru Filip, greșeala lui Filip, intercepția lui Jack Wilshere. Wilshere de carul lui Arsenal cu pasă la Flamini pentru Danny Welbeck, mai departe la Aaron Ramsey. Ramsey și el într-un sezon bun pentru el, fundașul defensiv al celor, închizătorul al celor de la Arsenal. Cum Alexis Sanchez pentru Danny Welbeck, reprimește Alexis Sanchez, foarte bună intercepția lui Paul Papp. Niște meciuri foarte bune jucate de Paul Papp, cel puțin în Europa League. Alexis Sanchez pentru Flamini, au recuperat încă o dată posesia balonului cei de la Arsenal, pasa lui Wilshere pentru Cazorla, șutul se duce mult peste poarta lui Arnauskis, dar este o primă ocazie avută de Arsenal, au dat un semn de alarmă și noi trebuie să-l tratăm ca atare, un semnal de alarmă a dat cei de la Arsenal. Acum Stanciu greșește, din păcate pasa, Jack Wilshere este foarte periculos, trebuie să fim atenți la el. Wilshere are spațiu în zona centrală, Wilshere pentru Sanchez, apără Arlauschis, incredibil, își revine din nou Arlauschis. De necrezut cum poate să apere atât de bine acest portar, un portar de UEFA Champions League, nu de Europa League, de UEFA Champions League și care s-ar putea să joace în sezonul viitor, care sigur va juca de fapt în sezonul viitor în UEFA Champions League, indiferent pe ce loc am termina. Știm din păcate bagul acesta. Oprim versiunea RNGP-ului la FIFA 15 cu câteva baguri, câteva baguri mari, destul de mari, din păcate. Aaron Ramsey acum în zona centrală, Ramsey o pasă la Alexis Sanchez, foarte activ în jocul lui Arsenal, pierde însă controlul balonului care scapă în out. Stanciu, o lansare acum pentru Chico Villalba, are viteză foarte bună în preluare, însă nu este foarte bună, faultat, nu dă fault arbitrul. Până acum este 0-0. Un rezultat care nu ne-ar ajuta așa de mult. Trebuie să marcăm în deplasare. Jucăm încă o dată în deplasare împotriva lui Arsenal și este foarte greu, trebuie să recunoaștem asta. Au jucat, nu au fost foarte multe ocazii, dar au avut mai multe Arsenal decât noi. Acum pe Monreal, este presat de Chipciu, să vedem dacă va recupera Chipciu, o face, meciul se încheie, prima repriză se încheie, 0-0 la pauză între Arsenal și Steaua, dar avem jucători foarte obosiți și Luki nici măcar pe banca de rezerve nu este, trebuia să ne ocupăm măcar de rezerve, vom băga pe Valeriu Lupu și pe Gabi Ancu. Încercăm să dăm un refresh echipei noastre, să sperăm că vor prinde bine aceste schimbări. Cei de la Arsenal au băgat și un jucător bun la loviturile de cap, un atacant masiv și anume Olivier Giroud. Trebuie să fim atenți aici acum la duelurile aeriene, o centrare din partea lui Giroud. Valeriu Lupu foarte bine a reușit să respingă balonul. Stanciu pentru Villalba, Checo, Villalba trece foarte frumos, Villalba se duce de unul singur, Villalba este în careu, Villalba trebuie să tragă, Villalba o face, Szczęsny apără însă, o luăm tare în această repriză secundă pe Arsenal. Echipa lui Arsene Wenger este pe un contraatac aici cu Alexis Sanchez. Alexis Sanchez la 1 cu Lupu, scoate un călcâi de mare frumusețe pentru Flamini. Flamini centrează, Giroud și Ramsey este cel care marchează. Fanii sunt în delir, iar eu sunt pe moarte. Arsenal marchează și este 1-0. Din nou o ieșire greșită, nesigură a lui Arlauschis, care ne-a costat Olivier Giroud. A trimis acolo cu capul dintre atâția adversari pentru Ramsey. A rămas cu poarta goală și acesta a trimis balonul în plasă. Acum încercăm să le dăm replica. Este Nicușor Stanciu. Stanciu cearcă șutul peste poarta lui Szczęsny. Șuturile noastre nu au intrat deloc în acest meci, dar meciul încă nu s-a încheiat și trebuie să încercăm cât de mult putem șansa noastră. Villalba acum cu o pasă lungă la Alex Chipciu. Chipciu vine în fața lui Nacho Monreal. Monreal este depășit ușor de Chipciu. Chipciu a încercat să intre printre doi adversari, dar Koscielny, Laurent Koscielny l-a oprit pe Chipciu. Un șut foarte periculos al lui Villalba. Din păcate, nici acesta nu prinde cadrul porții. Intră Mesut Ozil în locul lui Jack Wilshere, un jucător mult mai ofensiv în locul unui jucător mai defensiv. Deși au 1-0, vor să mizeze pe atac cei de la Arsenal. O schimbare la care nu te așteptai în partea lui Arsene Wenger. Cazorla centrează periculos. Arlauschis este acolo și reține până la urmă în brațe. Chico Villalba câștigă la cap duelul cu Flamini. Nici Flamini nu este foarte înalt, dar totuși cât de mic este Villalba, de apreciat asta. Alexis Sanchez este în careul nostru. E penalti, e offside, este offside. A căzut acolo Alexis Sanchez și am crezut că se va da penalti, dar din fericire pentru noi nu s-a întâmplat asta și a fost offside. Acum Chipciu are viteză bună și încearcă să treacă încă o dată de Monreal. Chipciu lasă mult în spate motoreta noastră. Chipciu nu trece însă din nou de Koscielny, îl oprește de fiecare dată pe Chipciu. Chipciu care acum trimite direct în careu balonul la micuțul Villalba. Ce să faci la cap în fața lui Koscielny? N-ai ce să faci acolo. Koscielny putea să facă chiar și stop pe piept, Villalba nu dădea cu cap. Acum încercăm un ultim contraatac pe final de meci. Este Lucian Filip, obosit, extenuat, pasează la Villalba, neobositul Villalba. Villalba mai departe la Prepeliță. Toți jucătorii noștri sunt morți toți. 1-0 pentru Arsenal. Trebuie măcar să rămânem cu rezultatul ăsta. Nu știm dacă mai putem, nu cred că mai putem face ceva. Doar Stanciu, Villalba și Chipciu sunt, și Ancu. Și Ancu desigur sunt jucătorii care ne putem baza. S-a întors acolo Villalba și a făcut mingea foarte urât. Și oricum jocul este oprit aici, dar a fost offside la Villalba. 1-0, minutul 90, să vedem cât va mai dura din acest meci sau dacă se va încheia cu acest scor. Este Koscielny care, iată-l cum avansează. Koscielny pasă la vitezomanul Theo Walcott. Walcott vine, Cornel râpă în fața lui Walcott, centrează Walcott, iar Giroud marchează, face 2-0, minutul 90. Din păcate un rezultat care ne îngroapă orice șansă, dar... Și nu mai avem nici timp de a da un gol care ne putea da o speranță. 2-0, suntem obligați să câștigăm cu cel puțin 2-0 în retur ca să sperăm la o calificare. Eu zic că putem, am făcut asta și cu Arsenal și cu Ajax și poate putem și cu Arsenal. Se accentează Paul Papp, avem locuitor, îl avem pe Luchin în locul lui Paul Papp. Și cine ar mai fi între Toșca? Toșca deja joacă. Asta este echipa noastră care vom juca împotriva celor de la Arsenal pe terenul nostru și trebuie să câștigăm neapărat cu cel puțin 2-0. A început meciul, dacă vom bate cu 2-0, vom trimite meciul în prelungiri, iar dacă vom bate cu 3-0, normal că ne vom califica. Însă asta este foarte greu. Eu spun totuși ce ar trebui să se întâmple. Să vedem pe Filip acum pentru Chipciu, ține balonul în teren Chipciu, mai departe la Villalba înapoi la Chipciu, 1-1 cu Nacho Monreal, dar această dată Chipciu trece foarte frumos, Chipciu în careu, cred că trebuia să șuteze, dar pasa oricum a fost destul de moale a lui Chipciu. Stanciu reușește să țină balonul în posesia noastră, Chipciu trimite excelent și gol! Nu, din nou balonul nu intră în poartă, Adipopa nu prinde cadrul porții, ocazie uriașă. Alex Chipciu a fost din nou cu o pasă genială și de această dată Un pictor în teren este Chipciu. Jack Wilshere centrează periculos. Steliano Filip este ultimul care atinge balonul și va fi corner pentru Arsenal. Tot Wilshere este acolo să bată o schemă. Mingea este care o la Koscielny. Koscielny scoate pentru Cazorla, un jucător foarte tehnic. Cazorla care însă greșește pas aici și Ayhan încearcă să ne scoată bine pe un contraatac. Ayhan se duce de un singur fundașul nostru central, Can Ayhan. Iată ce cursă face Ayhan și pasă genială la Villalba. Corner. Rezultă un corner în urma acestei faze, dar să vedem încă o dată pe Ayhan cu un apetit ofensiv până și fundașul nostru central joacă ofensiv în acest meci. Szczęsny, câte mici mai de gând să scoți. Un șut al lui Filip foarte puternic, așa cum ne așteptam în partea lui, dar Szczęsny scoate încă o dată foarte bine. Și iată pe Arsenal pe contraatac foarte rapid, au ajuns în careul nostru Alexis Sanchez. Ce control are Alexis Sanchez, ne îngroapă definitiv. 3-0 la general pentru Arsenal. Nu știm, nu mai avem practic nicio șansă, trebuie doar să terminăm meciul, să spunem așa. Cum a putut să tragă acolo pe poarta Alexis Sanchez, lăsat incredibil de jucătorii noștri, parcă s-au dat din calea lui. Foarte dur ce se întâmplă. Asta era singura noastră șansă să câștigăm Europa League. Chipciu acum cu șutul, Merzetac care este acolo și blochează înaltul Merzetac. Din nou Nicușor Stanciu, cu o pasă la Villalba. Villalba nu reușește deloc să dea randament, nu are deloc control și nu a marcat, cred, niciun gol în Europa League Chico Villalba. Dacă nu mă șel, are unul de fapt, dar prea puțin la așteptările noastre. Având în vedere că jucăm cu echipe ca Manchester City și Arsenal, trebuie să dai randament. Acum iată-l pe Villalba. Villalba alege o pasă foarte bună la Stanciu. Ce execuție, care lasă de dorit a lui Nicușor Stanciu. 1-0, am avut foarte multe ocazii în această primă repriză, dar am atacat prea mult și am fost prinși pe contraatac. Arsenal nu ne-a iertat, am văzut golul lui Sanchez, în urma acelui contraatac au ajuns foarte repede în careul nostru și au reușit să înscrie. Alexis Sanchez pentru Danny Welbeck. Welbeck cu încălcări la Sanchez. A încercat să treacă și de Arlauschis, dar acesta nu l-a lăsat așa ușor pe Sanchez. Cazorla, iată cum trece acolo Cazorla, oprit de Luchin. Se vede echipa, valoarea echipei adverse. Știe că avea nevoie să stea în apărare și să se ducă pe contraatac. Exact asta a făcut și a făcut-o foarte bine pentru ei. Îi felicit pe această cale, dar... îmi pare rău că nu am reușit să ne calificăm mai departe. Ar fi fost frumos să câștigăm Europa League. Nu a fost să fie, pentru că nici în acest sezon de Europa League Steaua n-a făcut deloc performanțe, n-a reușit să treacă de grupe. Nici în Champions League nu s-a calificat, nici de grupele Europa League nu a trecut. Flamini acum încearcă o pasă, cade acolo pe jos, dar nu știu de ce a oprit arbitrul jocul. Iată, noi nu mai avem, a fost faultat Flamini, nu mai vedeam nimic acolo, era doar un fan. Flamini încă o dată la balon, Flamini pentru Ramsey, îl oprește foarte bine Sergian Luchin. Chipciu a fost un pic jenat acolo, preperiță pentru același Chipciu din prima la Villalba. Minge pe viteză, are viteză Villalba, ceea ce nu are Merzetacker. În raportul paselor este egalitate, 88 la 88. Adipopa, iată-l pe Adipopa, 1-1 cu Debuchy. Adipopa centrează, Debuchy reușește să intercepteze balonul. Fostul fundaș al lui Lille, a fost coleg și cu Cabai, încă din 2010 joacă la Lille acest Debuchy. Acum Mesut Ozil a jucat la Lille din 2010, acum este la Arsenal. Flamini, pentru Debuchy, din nou la Flamini. Adipopa face pressing, dar nu dă roade pressingul acestuia, se consumă degeaba. Luchin, reușim să recuperăm în sfârșit balonul, dar îl pierdem foarte repede. Ramsey pentru Ozil. Cei de la Arsenal sunt cât mai aproape de careul nostru. Iată acum un șut al lui Cazorla, a apărat exemplar acolo de Arnauskis. El nu a avut ce face. A fost surprins la șutul puternic al lui Sanchez, dar nici golurile din tur nu putem învinovăți pe Arlauschis. Centrarea lui Adipopa pentru Chipciu, lovitură de cap a lui Alexandru Chipciu, care se duce peste poartă, își cere și scuze de la fani. Iată acum pe Wenger încercându-și viitorul, pentru că nu mai are nimic de pierdut, este deja calificat, îl bagă pe Akpom, Ciupa Akpom în locul lui Danny Welbeck. Să-l vedem pe Stanciu, și el un jucător de viitor, dar nu trece acolo de Flamini, jocul defensiv foarte bun al lui Flamini. Adipopa sprintează, Adipopa a încercat să șuteze, iată și minutele de prelungire, 5 minute, destul de mult, chiar dacă au fost întreruperi, dar oricum nimic nu se mai poate întâmpla, din păcate pierdem o calificare și pierdem și niște bani buni care ar fi intrat în bugetul nostru. Avem nevoie de bani, cum știm, dacă vrem să facem transferuri frumoase, transferuri de echipă mare, și acești bani nu-i putem căpăta decât prin performanță sportivă. Iată acum o lansare pentru Alexandru Chipciu, ultima șansă pentru noi. Chipciu în sfârșit l-a oprit Monreal, se răzbună Monreal pentru tot ce a făcut Chipciu, pentru toată umilința care i-a dat-o. Din păcate pierdem acest meci. Ayhan a fost un meciul lui cu 6,4. Am pierdut și calificare. Echipele calificate în semifinale sunt, după cum vedem, Bilbao, Internaționale, Everton și cu Arsenal. Două echipe din Anglia rămase în semifinale. Am primit doar 590.000 de euro pentru această participare în sferturile Europa League. Vor lua meciuri în campionat, dar îl vor simula acest meci cu Concordia Chiajna. Să vedem dacă vom bate. O batem cu 2-1, se accidentează Filip, dar nu este nimic. Două luni va lipsi Filip, îl avem pe Vreveld, mai avem jucători în locul său. Acesta a fost episodul nostru de astăzi, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!